Primarul din Râmnicu Sărat a ajuns internat în spital cu COVID-19. Asta la numai 2 săptămâni după ce edilul ironizase vaccinarea și restricțiile anticovid într-o ședință de Consiliu Local. Gurile rele spun că acesta nu ar fi de fapt bolnav, ci că se preface pentru a obține certificatul verde fără să se vaccineze. Primarul din Râmnicu Sărat, Sorin Cârjan, a ajuns internat la spitalul municipal din oraș după ce ar fi avut COVID-19. În urmă cu 2 săptămâni, primarul municipiului Râmnicu Sărat a ironizat vaccinarea și oprirea evenimentelor în cadrul unei ședințe de Consiliu Local. O constat de la Constin, s-a dus la notă și la câteva zile sunt... Și este explicat, este logic, nu trebuie să fii medic. Te duci la notă, dansezi, răcești, ai băut și rece, că acum și dacă e noiembrie, spune potat de vinul cu gheață și ai răcit, dar pe răcit și în aer circulă un virus, automat l-ai luat. Totodată, primarul a spus că dacă un om a trecut prin boală și îl vaccinezi, se îmbolnăvește din nou de coronavirus. L-au luat în calcul lucrul cel mai important. Sunt oameni care au trecut prin boală, abia aceia sunt imunizați și de care nu se ține cont. Sunt cei care au avut forme ușoare sau asimptomatice, nu s-au prezentat. Iar oamenii ce faci cu ei? Deci teoretic nu se pot vaccina. Deci să-i duci cuiva care are anticorpi, și avem un medic aici, să cineva care are anticorpi și mai dai și doza din vaccin, automat îl forțezi să facă boala. Acesta a mai menționat că nu poate promova vaccinarea pentru că ar fi luat în râs. De-aia spun că nici eu, nici dumneavoastră nu putem să le spunem oamenilor să se vaccineze. Partea de promovare a vaccinării care se dovedește a fi eficientă, nu o putem face noi. Presa locală susține însă că primarul s-ar fi internat pentru a obține certificatul verde, nici de cum având vreun simptom al virusului ucigaș. Asta pentru că primarul ar fi fost cazat pe secția de interne și nu la secția COVID așa cum ar fi trebuit.